Salut și am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi sunteți la o simulare foarte, foarte interesantă cu FCSB. Am luat FCSB-ul din Superliga și am băgat-o în Premier League. În continuare a rămas ca antrenor Elias Harlambus și de aici vom porni în aventura noastră. Obiectivele pentru această simulare sunt destul de simple, zic eu, pentru că obiectivul principal este ca FCSB să câștige UEFA Champions League. Să pe lângă obiectivul principal avem și niște obiective secundare, adică să câștige de două ori Premier League și în total să câștige 10 trofee. Niște obiective destul de simple, dar pentru FCSB în Premier League eu zic că o să fie destul de grele. Însă avem niște reguli. Va trebui noi să păstrăm niște jucători de la această echipă. Și regula va fi că trebuie să păstrez cel puțin 3 jucători din echipa aceasta pentru restul sezoanelor. Și acei 3 jucători, din câte am văzut eu, la vârstă, îmi convin Avi Popescu, pentru care 20 de ani, Pantea, pentru care 19 ani, și Radaslavescu, pentru care 18 ani. Restul echipei o să fie schimbată, pentru că este destul de greu să păstrez primul 11, însă ca să nu plece toți jucătorii, o să păstrez 3 pentru restul sezoanelor. De asemenea, eu va trebui să fac un transfer. Am 19 milioane de euro și nu știu dacă o să-mi ajungă, dar haideți să vedem totuși. Radu Drăgușin, care nu înțeleg de ce este la Genoa și nu este la Tottenham, va veni la noi la echipă. Și o să ne coste destul de puțin din câte văd, 5 milioane sau 4 milioane pe el, așa că haideți să transferăm. E bine, și Drăgușin vine la echipă pe suma de 4 milioane de euro. E bine, și acum îl vom lua pe Drăgușin pe banca de rezerve și îl vom pune în primul 11 în locul lui... Ar merge în locul lui Kirkeș, pentru care 33 de ani, dar nu știu ce să zic, haide să o să pun în locul lui Kirkeș. Bun, și pentru acest sezon o să vreau să păstrez așa echipa, nu vreau să fac niciun transfer, pentru că vreau să văd dacă echipa asta, chiar dacă este drăguște la echipă, o să reziste în Premier League, pentru că în Premier League sunt echipe, după cum știți, ca City, Manchester United, Liverpool și nu știu dacă o să reziste FCSB, s-ar putea să retrogradăm. Desigur, înainte să încep, o să fac eu contractele și diferim planurile și revin după aceea. Bine, am făcut contractele cât și diferim planurile. Echipa arată foarte bine cu Drăgușin și cu aproape toată echipa FCSB-ului, așa că simulăm primul sezon în Premier League să vedem dacă reușim să rezistăm. Sezonul numărul 1 s-a terminat, hai să vedem ce a făcut FCSB. În primul rând, hai să vedem cum arată echipa și arată destul de ok să fie aici, adică arată destul de ok, au crescut destul de bine jucătorii, Panta a crescut la 69, Radu Slavescu cel puțin, Tafi a crescut foarte mult la 73, până și Drăgușin a crescut, așa că este destul de ok. Haideți să o să vedem ce am scris, ce multe goluri doar noi în echipă și se pare că a fost Companio cu 18 goluri, foarte, foarte bine. În spate Florinel Coman și la asisturi este Darius Olaru. Hai să dacă reușim, se pare că nu reușim, suntem pe locul 18 la egalitate de puncte cu Burnley, însă ne bate la gol averaj. Nu reușim, din păcate, avem 23 de meciuri pierdute, 8 câștigate și 7 meciuri în care am făcut egal. Din păcate o să retrogradăm, asta este, nu reușim, Manchester City câștigă. Emiratul SFA Cup, nu cred că am câștigat, gata, nicio șansă. Am fost scoși totuși în runda a patra în The Stoke City, în Carabao Cup reușim, nu reușim, clar. Am fost scoși și în runda a doua de Norwich, la penaltiuri, și cam atât. Da, ne vedem în Championship, din păcate, pentru că am retrogradat. Am intrat în sezonul cu numărul 2, unde știm că suntem în Championship, din păcate echipa asta n-a reușit să supraviețuiască în Premier League, însă vom reveni în Premier League. Iar ca să facem chestia asta, avem nevoie de niște schimbări la echipă. Și eu mă gândesc să schimbăm atacantul, pentru că n-avem niciun atacant așa de bun să fie, nu știu, la nivelul Tavi, la nivelul Florinel Coman, e pe Companio, care, da, înscricea multe goluri, însă este destul de bătrân și nu o să mai crească. Are 28 de ani și trebuie să facem un alt atacant. Și dacă ne ajung banii, o să facem și un nou fundaș. Și se pare că avem 93 de milioane de euro. Wow! Ok, ok, nu mă așteptam la suma asta, dar o să vom lucra. E bine, și am găsit doi jucători de la Free Agent. Momentan nu cred că vreau să mă ating de banii ăia, pentru că am găsit un atacant foarte, foarte bun, Gonzalo Pinto, și un fundaș foarte, foarte bun, Pataglia. Pe ambii o să-i transfer, pentru că da, sunt free agent și o să ne ajute foarte mult la echipă. Ok, se pare că între timp Bataglia a fost cumpărat de cea Newcastle, așa că va trebui să-l cumpărăm și noi. O să tăm undeva 21 de milioane, dar e un fundaș chiar foarte bun. Bine, și până la urmă Bataglia vine la echipă pe suma de 21 de milioane de euro. E bine, și acum cu Pinto și cu Bataglia arată mult mai toată de echipa. Un atac mult mai puternic, o defensivă mult mai bună. Rămâne de crescut jucătorii Pantea, Tavi Popescu și Radaslavescu trebuie să crească. Sigur că avem nevoie și de diferite planuri și de contracte, așa că revin într-o secundă. Am terminat de făcut diferite planuri, că și contractele echipa arată foarte bine cu Pataglia și Pinto. Desigur, cu Pantea, Radaslavescu și Tavi Popescu, eu zic că putem să intrăm înapoi în Premier League. Așa că simulăm sezonul cu numărul 2, să sperăm că ne întoarcem înapoi în Premier League. Întreb pe acest videoclip maker ca să vă reamintesc că peste 69% dintre voi nu sunteți abonați și vreau să
vă spun să vă abonați, să dați like și să activați clopoțelul. Și următorul target al nostru este de 10.000 de abonați. Vă las în continuare cu videoclipul. Sezonul numărul 2 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și ce a reușit să facă. Ea arată destul de bine, Pinto la 82, Bataglia și el la 80. Tavo Pescu a crescut la 76, chiar a crescut foarte bine echipa. Însă haideți toți să vedem cine a scris cea multe goluri și se pare că a fost Pinto cu 22 de goluri. Pe locul 2, Tavio Popescu cu 15 goluri, iar la asisturi este Ed Juma. Asta că reușim, se pare că reușim, mă, bine, mă, reușim în primul sezon să trecem mai departe în Premier League înapoi. Let's go! Terminăm pe locul 2 și avem garantată promovarea. În Emirat SFC Cup sunteți scoși din runda 3 cu 2-1, iar în Carabao Cup sunteți scoși de cea Nottingham Forest la penaltiuri. Un sezon destul de bun, bine că am reușit până la urmă să mergem înapoi în Premier League. Haideți să trecem la sezonul cu numărul 3. În sezonul cu numărul 3, haideți să vedem cum putem să îmbunătățim echipa. Clar, Adrian Slăvescu trebuie schimbat, însă nu prea vreau să schimbăm, v-am zis că vreau să rămân la echipă. O să încerc eu să schimb alt jucător, cum ar fi Radunovic, trebuie să aducem un alt left back la echipă. Și chiar mă gândesc să-l schimbăm și pe Florin Coman, chiar dacă este destul de bun, își face treaba, are 27 de ani și nu o să mai crească așa de mult. Și echipa asta vrem ca să câștige Champions League. Totuși nu o să-l vând pe Florin Coman, o să rămânem pe banca de rezervă. Așa că sezonul acesta vom transfera un left winger și un left back. E bine, și ca left back vreau să transfer pe Milos Kerkez și ca left winger pe Garnacho. Adică sunt doi jucători chiar foarte buni și destul de ieftin. Bine, Garnacho e puțin mai scump, însă este bun. Așa că haide să-i transfer rapid. E bine, și Garnacho vine la echipă pe suma de 63 de milioane de euro. Un nou left back vine la echipă. Kerkez vine pe suma de 27 de milioane de euro. E bine, și acum cu Kerkez și cu Garnacho, echipa arată foarte, chiar foarte, foarte bine. Un atac foarte bun, cu o defensivă foarte bună. Mijlocul mai e, așa și așa din cauza lor Adas Lavescu, dar să sperăm că o să crească. O să mă bag eu să fac diferent planuri cât și contractele și revin într-o secundă. Am făcut contractele cât și diferent planuri de echipă arată foarte bine cu Garnacho, Kerkez, Pinto, Bataglia. Suntem pregătiți și data asta, sunt sigur că nu o să retrogradăm, așa că simulăm sezonul cu numărul 3 să sperăm că data asta terminăm pe la mijlocul tabelului ligii. Sezonul cu numărul 3 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată destul de bine, a crescut foarte bine Garnacho, Kerkez a crescut și el, Bataglia și el la fel, Radu Slavescu rămâne în spate, însă sperăm că o să crească până la urmă și el. Hai să vedem totuși am scris multe goluri și se pare că este Pinto cu 18 goluri. Pe locul 2 este Tavio Popescu cu 13 goluri și la asisturi este Pinto. Hai să reușim să scăpăm și se pare că reușim să scăpăm de retrogradare în sezonul ăsta de Premier League. Trebuie pe locul 15 cu 36 de puncte. În Emirat SFA Cup, hai să vedem, nu reușim clar. Se pare că ne scoate Sunderland 2-1 în runda 5-a. În Carabao Cup reușim? Nu reușim. Se descoși de Manchester United cu 2-1 în the quarter final totuși. Un sezon destul de bun, trece la următorul sezon să vedem ce se întâmplă și acolo. Suntem în sezon cu numărul 4 și în acest sezon hai să vedem cum putem să îmbunătățim echipa ca să câștigăm mai multe chestii. Și văd că Shoot nu mai crește, are 27 de ani și are tot 74 overall, deci ar fi o idee să-l schimbăm. Restul jucătorilor se pare că se scurge destul de bine, așa că nu o să-i schimb, însă pe Shoot o să-l schimb. E bine, și ca cât de mult o să-l transferăm pe Ștefan Beștici, sper că așa se pronunță, un spaniol destul de bun cu 21 de ani, 79 overall, să nu știu foarte mult și costă destul de puțin, așa că haide să îl cumpărăm. E bine, și un nou cât de mult vine la echipă Ștefan, vine la echipă suma de 41 de milioane de euro. E și acum cu Bașcetic aici la cât de mult arată mult la bine echipa, mai trebuie să crească Radu Slavescu și în rest o să arate foarte bine. Fac contractele și divem planurile și revin într-o secundă. Am făcut contractele cât și divem planurile, echipa arată foarte, foarte bine acum cu Bașcetic, așa că simulăm sezonul numărul 4, sperăm că poate ne apropiem de un top 4. E bine, sezonul s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată destul de bine echipa, chiar arată destul de bine, în sfârșit a început să crească mai mult Radu Slavescu, însă Pinto la 90 overall, primul nostru jucător care ajunge la 90, foarte, foarte bine s-a descurcat echipa, ce puțin la overall. Hai să vedem totuși ce am scris cea multe goluri, se pare că este Pinto cu 22 de goluri, Garnacho în spate cu 16 și la asisturi este tot Pinto. Hai să vedem primele dacă reușim, nu reușim să ajungem top 4, însă ne apropiem destul de mult, zic eu. Emirat FA Cup reușim, nu reușim aici, suntem scoși, suntem scoși de Crystal Palace cu 1-0 în runda 3-a. Carabao Cup reușim, reușim să câștigăm Carabao Cup, bine, ok, reușim să câștigăm Carabao Cup, o batem pe Manchester United cu 1-0. Suntem în sezon cu numărul 5 și în acest sezon cred că trebuie să schimbăm un mijlocaș. Era dat să aveți cum prea se scurcă așa de bine, din păcate, nu prinde așa de multe meciuri, însă Olaru cred că trebuie să schimbăm, să facem un nou mijlocaș mai bun decât el. E bine, și în locul lui vreau să-l aducem pe Zaire Emery, care aparent este la Atletico Madrid, o să ne coste destul de mult, însă este foarte bun. E bine, și Zaire Emery vine pe
suma de 60 de milioane de euro la FCSB. Acum cu Zaire Meri arată mai bine mijlocul, însă în continuare așteptăm să crească Rada Slavescu. O să fac eu contractele și development planurile și revin într-o secundă. Am făcut contractele cât și development planurile, echipa arată foarte, foarte bine acum cu Zaire Meri, așa că simulăm sezonul numărul 5 să vedem dacă reușim data asta un top 4. Sezonul numărul 5 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și echipa arată chiar destul de bine, a crescut destul de mulți jucătorii. Garnacho, Pinto la 93, Kierkes și el a crescut până la 88, Turnovan la 87, acum am văzut, ok. Hai să vedem ce a scris și multe goluri, se pare că este Pinto cu 40 de goluri, pe locul 2 Garnacho cu 29 de goluri și la asisturi este Garnacho cu 19 asisturi. Hai să vedem dacă reușim, sper că reușim, în sfârșit reușim, suntem top 4, adică mai exact pe locul 2, din păcate nu câștigăm, Manchester City că reușește aici să câștige, însă suntem în Champions League. Emiratul SFC reușim, nu reușim aici să câștigăm Manchester City. Carabao Cup reușim să câștigăm, nu, aici câștigă Tottenham. Haideți să vedem ce a făcut în Conference League, pentru că aici am fost aparent. În grupă terminăm pe locul 1 cu 15 puncte. În round of 6 îi dăm de o echipă ciudată, nu o să încerc să-i pronunț numele, însă o batem cu 5 la 2 la general. În quarterfinal se pare că dăm de Young Boys, pe care îi batem cu 5 la 1 la general. În semifinal se pare că dăm de Hoffenheim, pe care o spargem 8 la 1 la general, wow, incredibil. Iar finala a fost jucat versus Torino, hai să vedem dacă reușim să o câștigăm și 3, 2, 1 și nu pot să cred, mă pierd în finala Conference League, mă, pe bune, 3 la 2 ne bate Torino. Da. Suntem în sezon cu numărul 6 și în acest sezon haide să vedem cum putem să îmbunătățim echipa. Și în primul 11, să fii sincer, în afară de Rada Slavescu, care n-avem voie să scoatem, nu văd ce schimbare am putea să facem, adică restul jucătorilor avem încredere că o să crească, însă banca de rezerve ar fi o chestie să schimbă niște jucători. Adică să aducem un nou portar de rezervă chiar ar conta și un nou fundaș de rezervă. Așa că asta vom face sezonul acesta. E bine, și ca fundaș de rezervă o să-l vreau să-l iau pe Collins, un fundaș destul de bun, iar ca portar de rezervă o să-l luăm pe Restes. E bine, și Collins vine la echipă pe suma de 40 de milioane de euro, iar Restes vine și el ca portar de rezervă pe suma de 50 de milioane de euro. Collins și Restes, echipa arată mai dotată și pe banca de rezervă. O să fac eu de repede diferent planurile cât și contractele și revin într-o secundă. Am făcut contractele cât și diferent planurile, echipa arată foarte bine și în primul 11 și pe banca de rezerve. Data asta suntem în Champions League, așa că simulăm sezonul cu numărul 6, să sperăm că data asta avem o șansă mai bună la titlu și să vedem ce facem în Champions League. Sezonul cu numărul 6 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată destul de bine. 94 Pinto, 91 Tavi, Garnacho 92, Drăgușin 88, Târnovanu 90 overall, chiar arată foarte bine echipa, a crescut foarte mult. Hai să vedem totuși câte goluri a reușit, cea bună la noi, și se pare că Pinto a reușit 40 de goluri, Garnacho 26, Tavi 21 de goluri și la asisturi este Tavi cu 14. Hai să vedem dacă reușim să câștigăm, reușim să câștigăm Premier League, mă, bine, mă, bine, mă, reușim să câștigăm Premier cu 88 de puncte. O spargem pe City. Efect Community Shield, reușim să câștigăm, nu reușim aici, ne bate City, ok. Emirates FA Cup reușim, nu reușim aici, câștigăm Manchester United. Carabao Cup reușim totuși, reușim Carabao Cup, foarte bine acolo, o batem pe City cu 1-0. Hai să vedem ce reușim să facem în Champions League, se pare că în grupa G, FCSB termină pe locul 1 cu 14 puncte, o grupă destul de ușoară cu Galatasaray, Roma și Club Brugge. În round 6 se pare că dă de Royal Antwerp, care o bate cu 5 la 2 la general. În quarterfinal se pare că dă de Leverkusen, pe care o bate la limită cu 4 la 3 la general, mamă câtea limită. În semifinale se pare că dă de Liverpool, pe care o scoate la penaltiuri. Bine, mă, bine, mă, suntem în finală. O scoate FCSB pe Liverpool la penaltiuri cu 2-1. Iar finala va juca versus cei de la Atletico Madrid, care vedem acum, hai. 3, 2, 1 și reușim să o batem cu 1-0, mă, bine, mă, câștigăm finala UEFA Champions League, o batem pe Atletico Madrid cu 1-0 în finală. Completăm obiectivul principal al simulării. Am reușit cu echipa aceasta să câștigăm UEFA Champions League, chiar dacă Rada Slavescu are 78 overall, ceilalți jucători sigur au compensat, adică uitați-vă puțin la echipă, e incredibil cum a reușit să câștigăm UEFA Champions League cu FCSB, puțin schimbat, în sezonul cu numărul 6, completând acel obiectiv. Eu sper că a plăcut, am reușit să câștigăm finala Champions League, ne-am îndeplinit obiectivul, restul obiectivelor nu le-am făcut, pentru că n-am avut când și nici n-am câștigat multe trofee, că am câștigat undeva la vreo 5 trofee. Premier League-ul, din păcate, l-am câștigat doar asigurat, dar este destul ok, zic eu. Obiectivul principal era ce ne interesa. Dacă v-a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați, să cați canalul deja, să activați și clopoțelul. Eu am fost Unreal Byte, v-a băbat, pa, pa!